Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia și mă bucur să fim împreună și astăzi. În minutele următoare vă prezint un articol interesant despre stadiul acțiunilor forțelor de lumină care luptă pentru înlăturarea ocultei ce dorește să implementeze noua ordine mondială și să stăpânească Terra. Este un articol preluat de pe blogul Noul Univers Cristalin, în care autorul Marian ne informează că, după trecerea momentului intens și puternic, reprezentat de meditația de activare a erei vărsătorului, din 21 decembrie 2020, Cobra revine cu detalii despre acel eveniment, începând cu elementul cel mai important, anume cel al atingerii masei critice. Dincolo de cifre și alte rapoarte matematice, concluzia generală a fost că aceasta a reprezentat cea mai de succes meditație planetară din cele inițiate și promovate de către Cobra până în prezent. De aceea, lucrătorii în lumină sunt optimiști în legătură cu viitorul planetei noastre și în privința evoluției liniei temporale dominante, pozitive, care a fost întărită inclusiv prin această meditație sau activare globală de mare forță. De asemenea, sunt probabil importante și sublinierile repetate ale lui Cobra în privința evenimentelor care au loc la nivel global, în spatele scenei, inițiate de către forțele luminii și care determină efecte ce încă nu sunt vizibile, dar care fac posibile alte acțiuni ale acestor forțe pozitive. Ținând cont de ultimele evenimente în care revoluția din Statele Unite a lui Trump din 6 ianuarie 2021 a părut să fie, ca de fiecare dată când se anunță cu mare tamtam evenimente planetare și intervenții fabuloase, un fiasco, un balon de săpun care s-a spart rapid, acum totul pare ciudat, ca și cum am fi prinși în marmelada acestui Matrix sau voal planetar din care pare că nu mai scăpăm nicicum. Nu este deloc ușor pentru psihicul uman care caută cu disperare rezolvarea în exterior, doar în exterior. Și aici este marea bubă sau marea hibă, cum doriți să îi spuneți. Până nu ajungem la masa critică a celor care cu adevărat percep sau înțeleg și încep să aplice în viața lor de zi cu zi conștientizarea realității că adevărata salvare vine doar din eliberarea din interiorul ființei și nu din echipe de lichidatori care îi vor ucide cu sânge rece pe ocultiști sau chimeriști. Vom continua să ne bălăcim în mocir la acestor situații aiuritoare, în care o mulțime de facțiuni extraterestre se joacă cu noi la pokerul lor cosmic, în care astfel de momente de meditații planetare, stări colective de mobilizare în grație și conștientizare, ar putea reprezenta pentru aceștia, în primul rând, jokeri sau ași cu care plusează pentru propriul lor câștig și îndeplinirea agendei facțiunii respective. Acum, în plină pandemie, deloc plictisitoare, poate că a sosit vremea de a apăsa iarăși pedala de accelerație din viața fiecăruia pe calea propriei sale eliberări. Așadar, iată ceea ce s-ar putea desfășura dincolo de cortina încă de fier, din perspectiva rezistenței, prin Cobra. Activarea noastră a reprezentat un imens succes, atingând masa critică de mai multe ori, cu aproximativ 400.000 de persoane care au participat la meditație. Meditația a transmis un puternic fulger energetic în rețeaua energetică planetară, ducând la reacții din partea plăcilor tectonice prin erupția mai multor vulcani. Exact la ora 20:22 ora României, pe 21 decembrie 2020, un foarte puternic puls de energie galactică a iubirii a atins suprafața planetei, venit dinspre galaxia M87. Pulsul a durat aproximativ 10-15 secunde, însă a fost suficient de puternic pentru a elimina instantaneu cam 10% din toate anomaliile primare rămase și care încă erau acumulate aproape de suprafață. Mulți umani care au meditat au simțit acest puls
care a adus vindecări emoționale și spirituale instantanee, iar uneori chiar fizice pentru unii umani. Multe evenimente traumatice au fost șterse sau transmutate din câmpurile energetice ale anumitor lucrători în lumină și războinici ai luminii, având loc o uriașă vindecare a inimii. Din acel moment s-a declanșat curățirea anomaliei primare de la suprafața planetei. Forțele luminii au reușit de asemenea să ancoreze lumină pură la suprafața planetei pentru prima dată din 1996. Multe ființe de lumină și zeițe au fost prezente în corpurile lor energetice în jurul umanilor care meditau, reușind să ia un eșantion reprezentativ și detaliat al structurii Matrixului. Cu o mai bună înțelegere a structurii cuantice a Matrixului, matricea planetară de control, acestea elimină în prezent și cu maximă viteză tehnologiile cuantice exotice ale Întunericului. De asemenea, s-a început curățarea treptată a implanturilor umanilor de la suprafață, voi putând fi de ajutor în acest proces cu tehnicile de îndepărtare a implanturilor, menționate inclusiv aici. Forțele luminii continuă de asemenea cu îndepărtarea Chimera de la suprafață, iar aceasta se desfășoară destul de bine, în aliniere deplină cu planul lor. Astfel, aceștia au reușit deja să neutralizeze peste 50% din toate bazele subterane ale Chimera, printre care aproape toate bazele subterane cele mai adânci, situate la mai mult de 13 km adâncime, chiar deasupra discontinuității Mohorovicic, limita dintre scoarța Pământului și Manta. De asemenea, peste 50% dintre păianjenii fizici Chimera au dispărut deja. Forțele luminii au eliminat de asemenea și pe regele păianjen, cel care a fost principala forță ocultă din spatele nenumăratelor războaie de-a lungul istoriei umanilor. Mai există încă o pereche de rege și regină păianjeni fizici. Aceștia au venit în anul 1996 din sistemul stelar Rigel. Pe sistemul stelar Rigel, situat în Orion, se află așa numiții domni ai Întunericului, după cum pe sistemul stelar Betelgeuse se situează așa zișii domni ai Luminii, care s-au războit între ei mulți eoni și care în prezent pare să că situația s-a mai temperat, după spusele fondatorilor. De atunci, din 1996, regele și regina păianjeni stau într-o bază subterană Chimera de sub statul Congo, din Africa, unde a fost activat portalul congolez, care a declanșat invazia arhonică din ianuarie 1996. Omologul masculin este în prezent principala forță ocultă din spatele statutului de carantină a planetei Pământ și, de asemenea, principala forță ocultă din spatele carantinei pandemiei, în timp ce perechea feminină este principala forță ocultă care inhibă contactele la nivel de suflet și iubirea necondiționată. Amândoi vor fi eliminați în scurt timp. În cursul lunii septembrie 2019, am avertizat despre planurile iezuiților în privința versiunii lor de resetare financiară, pe care o programaseră pentru luna ianuarie 2020. Iezuiții sunt buni cunoscători ai astrologiei, iar ei știau de multă vreme cum conjuncția Saturn-Pluto din ianuarie 2020 urma să fie cea mai mare oportunitate de a-și activa planurile, astfel că atunci au aruncat în media oficială primele anunțuri publice despre pandemie. Să explorăm, continuă Cobra, ce anume se află în spatele planurilor lor. După formarea BRICS, Alianța Estică Pozitivă, din anii 2014 și 2015, iezuiții și-au mutat baza principală în China, transferând acolo și pe alți mulți agenți ai ocultei. Acești agenți au luat multe poziții în cadrul guvernului chinez în perioada 2015-2019, inițiind rapid și proiectul de infiltrare în Occident.
Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de faptul cum comunismul este o creație iezuită. Ceea ce este și mai puțin cunoscut este că unii dintre acei agenți chinezi care se infiltrează în Occident sunt de fapt dragonii roșii pozitivi, care se prezintă ca și membrii ai Partidului Comunist Chinez. Familia nobilimii negre Orsini este principala forță din spatele pandemiilor încă din epoca medievală, când au conceput ciuma neagră. Bill Gates, Anthony Fauci și George Soros, împreună cu anumite persoane de la nivelele superioare ale guvernului chinez, sunt principalii lor slujitori care au făcut posibilă pandemia și blocajele. Aceștia au pregătit terenul pentru versiunea iezuită a Marii Resetări, care va fi prezentată de către instructorul iezuit Klaus Schwab la Forumul Economic Mondial de la Davos. Iezuiților le lipsește creativitatea, iar singurul lucru pe care au reușit să-l facă este să fure ideea și să planifice versiunea inversată a resetării financiare pozitive. Facțiunile iezuite Rothschild și Rockefeller au încheiat acorduri trilaterale pentru a-și uni forțele în realizarea planurilor lor. Cu toate acestea, marea resetare negativă nu va avea succes, deși planurile lor vor fi foarte aproape de a se manifesta efectiv. Între timp, forțele dragon pozitive acționează în liniște în spatele scenei. Majoritatea planurilor lor nu pot fi făcute publice încă, singurul lucru pe care îl pot spune fiind acela că aceștia susțin explorarea spațială civilă chineză, încercând să o facă accesibilă comunității internaționale în cadrul pregătirilor pentru dezvăluire, în timp ce oamenii de știință cercetează semnalele radio venite dinspre Proxima Centauri. Ding Yu, un cântăreț pop chinez care a fost numit ambasador pentru promovarea muzicii spațiale de către Centrul Aerospațial de Știință și Tehnologia Comunicațiilor din China, a cântat la televiziunea națională chineză pe 19 decembrie 2020 o melodie numită Era Vărsătorului, promovând astfel meditația noastră. Echipa mea a aranjat o traducere completă din limba ebraică în limba engleză a interviului celebrului expert în exopolitică Haim Eshed. Deși informațiile din acel interviu nu sunt 100% exacte, interviul în sine va fi interesant pentru mulți. Facțiunile pozitive au reușit să se infiltreze în forța spațială, îndepărtând de acolo pe unii dintre agenții Chimera. La un moment dat, în viitor, forța spațială poate juca un anumit rol în primul contact dintre umanitate și comandamentul Ashtar. Ceea ce este mai bun urmează să apară, victoria luminii. Prieteni, aceste informații, vă reamintesc, nu îmi aparțin, ci sunt oferite prin Cobra de blogul Noul Univers Cristalin și 2012portal.blogspot.com. Alte relatări făcute de Cobra despre bătălia finală arată faptul că perioada cuprinsă între 19 septembrie și 4 octombrie 2020 a fost momentul de maxim al întunericului la suprafața planetei. Au existat atacuri absolut brutale asupra multor ființe cheie, lucrători cu lumina și luptători ai luminii, cu consecințe care uneori au ajuns până la nivel fizic. La scară globală a existat de asemenea un război izbucnit între Azerbaijan și Armenia. Universul de dincolo de sistemul nostru solar experimentează deja o vastă restructurare, pentru că intră în noul ciclu cosmic, când întreaga creație va deveni aliniată cu unicul. Între timp, sistemul nostru solar și în special planeta Pământ încă experimentează purificarea finală a anomaliei primare. În prezent, întreaga atenție se concentrează către planeta Pământ, care se confruntă cu o inițiere planetară. Forțele întunecate încearcă să folosească energia acestei inițieri planetare prin controlul umanilor în privința ritualului ocult al pandemiei. Puteți contracara efectele acestui ritual prin reformularea acestuia.
Astfel, spune Cobra, prin reformulare, izolarea sau distanțarea socială poate fi văzută ca o retragere meditativă. Puteți vedea spălarea mâinilor ca fiind o purificare spirituală, în timp ce purtarea măștii poate fi reformulată ca fiind un proces de tăcere ocultă, întotdeauna necesar înaintea inițierii. Realizând acest lucru, puteți transforma energiile negative ale acestei perioade în energii pozitive de inițiere sau descoperire spirituală, mai arată Cobra. Dar și mai interesant ce spune acesta în continuare. Procesul de curățire a flotei draconiene a ajuns la punctul în care forțele luminii sunt în fine capabile să ajungă la suprafața planetei cu tehnologiile lor cuantice pozitive, Mjolnir, pentru a asista lucrătorii în lumină și luptătorii luminii. Pentru aceasta, o forță specială de intervenție la suprafață s-a constituit pe navele mamă ale forțelor luminii, care lucrează cu echipe globale la rețeaua energetică planetară și cu echipe personale acționând la asistarea individuală a lucrătorilor în lumină și luptătorilor luminii, cu monitorizarea și evaluarea dezvoltării lor și pregătirea acestora pentru contact. Cobra spune în continuare că dacă doriți ca o astfel de echipă personală să fie constituită pentru voi ca să vă ajute, trebuie doar să spuneți de 3 ori următorul protocol, comanda 12 și 21. Prima dată când spuneți acest lucru, se va forma o echipă personală și ulterior, de fiecare dată când invocați protocolul, comanda 12 și 21, echipa voastră personală vă va verifica starea, ajutându-vă oricând, după cum poate. Pentru vindecarea emoțională, puteți continua utilizând protocolul comanda 771. Dacă doriți să primiți o vindecare emoțională de la Pleiadeni, trebuie să repetați de 3 ori comanda 771 și navele medicale Pleiadene vă vor ajuta cu razele lor de vindecare. Vă ajută să vă culcați și lăsați 20-30 de minute pentru procesul de vindecare. Un aspect important al acestui război final împotriva draconienilor este acela că forțele luminii au reușit să obțină tehnologia avansată draconiană care protejează navele draconiene împotriva eventualelor explozii ale bombelor de tip Toplet. Forțele luminii au reușit să replice acea tehnologie, astfel că ar putea o folosi pentru a izola și fixa bombele de tip Toplet rămase, până când și acestea vor fi complet eliminate. Acest aspect creează draconienilor un uriaș dezavantaj strategic, care astfel nu-și vor mai putea pune în aplicare planurile. Ei plănuiau să-i lase pe ocultiști să-și instaleze noua lor ordine mondială, care ar fi dus la înrobirea umanității, ca apoi draconienii să invadeze suprafața planetei și să-i ucidă pe ocultiști, preluând stăpânirea asupra sclavilor umani ai ocultei, încheie Cobra. Dragi prieteni, mă opresc și eu aici cu relatarea evenimentelor descrise pe larg de Cobra. Însă, cu siguranță, voi reveni și cu alte informații interesante oferite de acesta pentru cei treziți și pentru omenire. Pe curând!